Inedit, cum au mers liderii PSD spre Cotroceni, Gabriela Firea a făcut publice imaginile. Liderii PSD au dorit să dea un semnal de for în fața președintelui Klaus Iohannis și au mers în corpore la Cotroceni. În frunte cu Liviu Dragnea și Viorica Dencil, toi liderii PSD s-au deplasat către Cotroceni, acolo unde președintele Gesdu este o recepție cu ocazia Zilei Europei. Liviu Dragnea a sunat adunarea și a plecat la Cotroceni cu toate vârfurile PSD. Din delegație fac parte premierul Viorica Dencil, ministrii cabinetului Dencil, primarul general, primarii de sectoare, dar și parlamentarii ai PSD. Pentru ce erau foarte mulți, cei de la PSD au preferat să plece cu un autobuz de la Palatul Parlamentului spre Cotroceni. Imaginile au fost făcute publice de Gabriela Firea, pe pagina personală de Facebook.